Minciunele. Minciunele cu crema de patiserie simple, umplute cu urdă și cu ciocolată. Acestea sunt cu urdă și cu ciocolată, ia uitați. Și acestea sunt cu cremă de patiserie. Sunt foarte bune. Sper să vă placă. Bună ziua! Astăzi o să facem minciunele, uscățele, prăjite în ulei. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Ouă, 5 ouă, țuică sau rachiu, vin, unt, zahăr, praf de copt, vanilie, un praf de sare și făină. O să avem nevoie de 700 de grame de făină, pe care eu am cernut-o. Și am să adaug 5 ouă. Uleiul l-am pus deja pe foc, să se încălzească la foc mic. Avem 3, 4, 5. O să am nevoie și de un albuș și gălbenușul am să-l pun tot aici cu ouăle întregi. Albușul pun aici. Și gălbenușul aici. O să adăugăm și sarea, un praf de sare. Albușul îl dăm deoparte. Un praf de sare. Pur și simplu le unim pe toate. Un praf de sare. O să avem nevoie de 80 de grame de zahăr. Unt, 90 de grame de unt la temperatura camerei. Praf de copt, 12 grame de praf de copt. Punem pe tot. O să punem și vanilia. Și aici eu am 60 de mililitri de greie de țuică. De rachiu. Puteți pune și vin. Și acum le amestec pe toate. Ca să facem aluatul. Aluatul trebuie pus în folie transparentă și lăsat să se odihnească. Eu l-am făcut înainte ca să putem merge mai repede cu preparatul și cu prăjitul. Acum amestecăm bine tot și frământăm puțin. Să frământăm cu mâna.
foarte, foarte bună. Sper să vă placă și vouă. Sunt foarte fragede. Eu astăzi am să le fac simple și am să le dau prin zahăr pudră și miere de albine. O să încercăm să le și umplem cu cremă de patiserie și cu o parte și cu brânză de vaci sau cu urdă, cu ciocolată. Și toate o să le prăjim în ulei. Deci aluatul nostru este aproape gata. Trebuie să unim toată făina. Aluatul poate fi întins și cu aparatul de întins pasta sau cu sucitorul. Eu am să fac ambele variante. Aluatul este aproape gata. Încă puțină făină e rămas. Să o unim pe toată. Să dăm un pic de mic flacără. Nu se ardă uleiul. Uitați, aluatul este gata. Acum o să-l punem în folie transparentă. Eu am preparat aseară, să văd diferența între cel preparat astăzi și cel de aseară. Ia uitați-l. O să lucrăm astăzi cu acesta, pentru că este odihnit. Și acesta o să-l punem în folie transparentă și o să-l lăsăm 2-3 ore să se odihnească. Sau până mâine dimineață. Depinde de timpul fiecăruia. O să-l pun în aceeași folie. Și am să-l dau la frigider. Albușul o să ne trebuiască mai târziu. Acum noi o să împărțim în bucățele mai mici ca să putem lucra. O să împărțim aluatul. O să ne ajutăm și de făină, ca să întindem. Eu am să întind mai întâi în mașina aceasta de făcut paste. Am să-l întind.
Mi ajută mereu de făina să nu se lipească. O să luăm fiecare bucățică și o să o trecem prin acest aparat. Mincinelele umplute am să le întind cu sucitorul. Cele simple le întind cu această mașină de făcut paste, pentru că mi le întinde foarte, foarte subțiri. Să mai dăm încă o dată. Și o să acoperim mereu ca să nu se usuce cu folie transparentă. O să punem deasupra, ca să nu se usuce aluatul. O să le întind pe toate. Aceste gogoșele cu praf de copt mi-a plăcea mica mea când eram eu micuță, micuță, micuță. Seamănă foarte mult cu frapele sau bugiile care se fac în Italia în timpul carnevalului. Mincinele sau scățele, bune și gustoase. Pentru cine a intrat acum, facem minciunele cu scățele bune gustoase sau gogoșele cu praf de copt. Pentru aluat am folosit 700 de grame de făină, un praf de sare, 5 ouă și un gălbenuș. Vanilie, o sticluță mică de vanilie, 12 grame de praf de copt, 60 de mililitri de țuică, puteți pune rachiu, puteți pune chiar și vin, și 90 de grame de unt.
să întindem foile subțiri, subțiri, subțiri și să începem să prăjim. Să vedem uleiul dacă este gata. Încă nu. Mai lăsăm puțin. Între timp noi întindem. Aici am întins la numărul 0. Eu am să întorc la numărul 3. Și am să întind foaia din nou. Până am să o fac foarte, foarte subțire. O să împart. Am luat-o mici bucățele. Am să mut la numărul 6. Din ce în ce mai subțire. Uitați. Acesta este numărul 6. Și încă o dată la numărul 7. Deci are 9 poziții. La 7 poziție aici la mașina de făcut paste. Am să întind. O să iasă foarte, foarte subțire. Să avem grijă cu făină ca să nu se lipească. Să presurăm. Cu această rotiță o să tăiem. Uitați cât sunt de subțiri. Și le răsucim. Uitați. Sunt subțiri, subțiri și fine, fine. Le punem deoparte aici, pe fiecare. Între timp, uleiul este la încălzit. Minciunele bune și gustoase. Le puteți da ce formă doriți. O să vedeți acum cum o să le facem noi frumoase, frumoase, bune, bune. Le putem lăsa chiar și așa. Să mai facem câteva. Ne mutăm înapoi la numărul 3. Aici este întinsă la primul număr, la 0. Am întins la numărul 0. Mai presupun puțină făină să nu se lipească. Ne mutăm la numărul 6. Thank you.
la numărul 7. Eu vreau să, fie subțiri, subțiri, subțiri. Uitați cât de subțiri sunt. Ținu făina să nu se lipească. Le putem tăia și mai mici. Le putem da și prin ciocolată. Să vedem dacă uleiul este gata. Încercăm cu scobitoare. Un vas unde am să pun hârtie. Șervețele din astea ca să pot să le scol, să nu știu. Să nu... Acum o să pregătesc pentru umplutură. O să folosesc curdă. Eu am pus-o între șervețele. Ia uitați că sunt umede ca să ia tot serul. Zer, zer. Toată apa care o au ei, laptele. Cu zahăr, ciocolată, ciocolată cu alune. Și câte cireașă. Și o să le umplem și cu cremă de patiserie. Pot fi umplute și cu ciocolată, și cu Nutella. Acum o să punem brânzica noastră într-un vas mai mare. Uitați, am pus. Este toată umedă. Aici am 150 de grame de urdă cu 50 de grame de zahăr. Le amestecăm. Ciocolată. Eu am avut o ciocolată cu alune de pădure. Și am să pun aici totul. Aceasta este umplutura cu brânzică. Puteți folosi brânza de vaci, urdă. Ce vă place. Umplutura este gata. O dăm deoparte. Deci o să umplem cu urdă și cu ciocolată, cu cremă de patiserie și o să adăugăm și câte o cireașă confiată. Să vedem uleiul. Este gata. O să punem incinelele noastre în ulei. Le întoarcem.
fatte, io le stropesco miele ed albine e dopo ci le do con zucchero pudra. Mincinele, mascarzele. Continuo se le pregio. Cercate se non hai forte molta farina, che se non si arda non lei. Va aggiungere di farina da cucina, non molto. E dopo c'è l'olio si arda forte e ripede. Componiamo di nuovo ponemo strato strato posso intendere ma con questo citolo. Le carine al masso. Con crema di brasa, ahi c'è un po' sorda con zucchero e con cioccolata. Un sapone in cucina per mijloc. Facciamo altri unghi, faccio solo le pime a capire. Ci do faccio le progime. Ci vediamo da parte, intendiamo.
Le punem aici. Ajutăm cu puțin făină ca se lipește. Tine, sottile, sottile. Acum o să facem și floricele. Altul este elastic, pentru că l-am lăsat să odihnească bine. Să tăiem și cu aceste forme. Acum o să avem nevoie de albușul nostru ca să le lipim. Să facem floricele. Le lipim cu albuș. Eu vreau să încerc și una mare, o margaretă, să vedem cum vine. Vedem dacă se taie. Uitați. Să le prăjim, să vedem cum vin prăjite.
mai subțire. Să punem puțin ambuș, să ne lipim. Să întind la numărul 5, să vedem cum iese. Să vedem mai subțire. La diferența care este între ele. Prăjim și una de aceasta. Să scoatem.
Facem minciunele, uscățele, facem și umplute cu brânzică. Brânzică cu ciocolată. Forma o decideți voi, care vă place. Uscățele umplute, umplute cu brânzică și cu ciocolată. O să pun margareta. Voi cum le spuneți? Uscățele, gogoșele? Să facem uscățele, gogoșele, simple și umplute. Umplute cu curdă și ciocolată sau brânză de vaci și cu cremă de patiserie. Eu le întind aluatul cu mașina de
paste pentru că este mult mai ușor de întins. Mă ajut cu puțină făină. Mereu pun strat pe strat de hârtie de șervețel ca să nu se umple de ulei, ca să absorbă uleiul. Acum întindem aluatul ca să facem și cu cremă. Acestea o să le umplem cu cremă de patiserie. O să facem pernuțe. Inimioarele sunt umplute cu brânzică și cu ciocolată. Aici avem crema de patiserie, care trebuie ținută cu folie transparentă să nu se usuce. Câte puțină cremă. Rețeta la crema de patiserie o găsiți pe canalul meu de YouTube. Cine dorește să afle cum am făcut-o. Acum o să facem pernuțe. Să apăsăm bine ca să nu se desfacă. Thank you.
face cu orice fel de forme doriți. Se le fac așa. Sau putem tăia și cu această formă. Facem semilune. Important e să fie bine sigilate, să nu se desfacă la prăjit. Acum o să pun iarăși hârtie ca să nu se absorbe uleiul. Acestea le punem la prăjit. Ia uitați. Acum o să le dăm cu zahăr, pudră și cu miere de albine pe deasupra. Acestea sunt cu ciocolată și cu brânzică, acestea cu cremă. Le așez așa ca să se răcească puțin. Aici miere de albine. Zahăr pudră. O să încep cu aceste minciunele, gogoșele simple. Le așez una câte una. Și le stropesc cu miere de albine. Ia uitați. Miere de albine se pune după gustul fiecăruia. Mai întâi cu miere ca să se lipească de minciunele și apoi cu zahăr pudră. Acum pun strat peste strat. Mie îmi plac cu miere și la toată familia mea.
acum să vă arăt în interior. Acestea sunt cu brânzică și acestea cu ciocolată și cu brânzică și cu ciocolată și acestea cu crema de patiserie. Să vă arăt în interior acestea cum sunt. Sunt cu cremă de patiserie umplute. Și inimioarele sunt umplute cu urdă, cu brânzică și cu ciocolată. La fel. Pun miere pe fiecare. Și dau cu zahăr. Margaretele o să le umplem cu cremă de patiserie. Ia uitați, o să punem în mijloc. Puțină cremă. Câte cireașe în mijloc. Uitați. Și putem da cu zahăr și cu puțină miere. Zahăr. Sper să vă placă această rețetă. Ia uitați. Acestea sunt foarte delicate. Eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți și mi-ați fost astăzi alături. Vă urez multă sănătate, multă, multă sănătate și o zi frumoasă în continuare. La revedere, o zi bună tuturor. Vă pup pe toți. Pupici!